militar român a murit aseară și alți doi au fost grav răniți după ce mașina în care erau a fost lovită în plin de un tir. Șoferul mastodontului pierduse controlul volanului. Nici nu e de mirare, era băut bine. Vezi, uite-te să vezi dacă nu i s-a oprit kilometrajul. Unde sunt martorii? Fără ei nu ar fi reușit să refacă filmul accidentului. Mașina în care se aflau cei trei militari nu le dădea prea multe indicii. Aroul a fost strivit și aruncat în șanț. Conducătorul unui autotren a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism. Din autoturism a decedat o persoană și au fost rănite grav două persoane. Militarul care era la volan a mai respirat doar câteva secunde după producerea accidentului. Cei doi răniți au fost mai norocoși. Au fost duși la spitalul județean din Arad, unde medicii au reușit într-un final să-i stabilizeze. Au fost absolut două persoane rănite în urma unui accident. La ora actuală sunt în stare bună, stare stabilă, li se fac investigațiile prin computer tomograf. Lângă salonul în care victimele au primit îngrijiri medicale a fost adus și șoferul tirului, în cătușe. Polițiștii le-au scos doar atunci când medicii au luat probele de sânge. English, German, Polonia. Do you speak English? Just a little bit. English, what did you drink? În urma testării conducătorului autotrenului a indicat aparatul de tirotest valoarea de 1,10. Cel mai probabil, șoferul a băut într-o parcare în timp ce aștepta ca drumul național 79 să fie deblocat. Neșansa a făcut ca el să primească permisiunea de plecare înainte să se trezească din beție. Pe numele său se va întocmi un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă.